Astăzi a avut loc o ședință extraordinară prin care a fost convocată de îndată Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin cu privire la contractarea unui împrumut pentru cofinanțarea unor proiecte europene. În cadrul ședinței extraordinare a fost discutat un proiect privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 25 a 2 a 2021, privind contractarea unei finanțări rambursabile interne, finanțate în valoarea de 50 de miliarde de lei în vederea asigurării cofinanțării și refinanțării proiectelor de interes local, finanțate de fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană. Avizează Comisia Buget Finanțe, Comisia Juridică, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Investițiile sunt în beneficiul cetățenilor și vor duce la o viață mai bună și la o comunitate fericită. Astăzi am avut o ședință extraordinară de Consiliu Local, ședință la care am luat o decizie cu privire la contractarea unui împrumut de către municipalitate, cu privire la cofinanțarea proiectelor europene pe care le derulează primăria municipiului drobeta turnu severin În esență, astăzi, practic, am modificat o hotărâre pe care o adoptasem în ședința trecută de consiliul local modifică hotărâre pe care a trebuit să o modificăm datorită unor cerințe subvențiale de la nivel național, chestiuni tehnice. Practic primăria municipiului de Obetatul, nu se pe de o parte contractează un împrumut pentru a cofinanța proiectele europene pe care le desfășurăm în, în prezent și pe care le vom accesa în perioada următoare, pe de altă parte, sunt anumite investiții pe din buget local pe care intenționăm să le finanțăm tot din acest din acest împrumut, una peste alta toate aceste investiții sunt evident în beneficiul cetățenilor și ele uh, vor duce cu siguranță la uh, un trai mai bun pentru noi toți ca asta ne